Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corina Costea, să urmărim cele mai importante informații ale județului Hunedoara. Hunedorenii au măsuri împotriva coronavirusului COVID-19. Conducerile celor mai importante spitale din județul Hunedoara au luat decizii fără precedent, fiind interzis accesul vizitatorilor în respectivele unități medicale. La primăria municipiului Hunedoara a fost constituită o celulă de criză pentru a preveni eventuala contaminare cu virusul coronavirus COVID-19, iar printre măsurile luate a fost declararea carantinei la spitalul din localitate. Administrația locală a dispus ca adăpostul de noapte pentru persoanele aflate în dificultate să fie folosit pentru persoanele care vor fi izolate timp de 14 zile, iar unitatea de asistență medico-socială Părintele Arsenie Boca și centrul social multifuncțional pentru persoane vârstnice au intrat de astăzi în carantină. De asemenea, Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu intră de mâine dimineață în carantină pe perioadă nedeterminată. Nimeni, în afara personalului de serviciu, nu va putea intra sau ieși din spital, iar accesul vizitatorilor va fi restricționat pentru a evita o eventuală răspândire a virusului. Totodată, personalul medical va fi verificat înainte de a intra în unitățile medicale, a informat Primăria Hunedoara. Și Spitalul de Urgență din Petroșani a intrat în carantină, iar conducerea unității a decis interzicerea accesului aparținătorilor. La fel s-a procedat și la Spitalul Județean de Urgență Deva. Măsurile luate sunt de natură preventive pentru a proteja atât pacienții cât și pe aparținătorii acestora.